Salutare și bună dimineața! Astăzi suntem pe lacul Nucetu. Am venit la o partidă de relaxare. Vremea ține foarte mult cu noi astăzi. Este o zi însorită. Dimineața a fost foarte frig. Când am ajuns aici erau minus 0,5 grade. Acum sunt în jur de 4-5, cred. Astăzi voi începe partida în 60 de metri, după care voi încerca să ajung în malul opus, dacă peștii nu vor coopera. Eu sper să reușesc să-i păcălesc mai aproape, pentru că avem o nadă bună, care o folosim astăzi, un potențial foarte bun. Am testat-o de atâtea ori, am pescuit cu ea și am avut rezultate foarte bune. Astăzi pescuiesc cu lanceta de 390, un Matrix Horizon X-Class, cu greutate de 130 de grame. Metodul este unul de la Preston, un distance feeder, la care i-am adaptat o codiță. Folosesc un 0.14 de la Benzar, iar AC, un Corda Captor de mărimea 12. Bandă elastică. Facem și prima lansare. Fundul chiar tare pentru un metod de 60 de grame. Absolut deloc mărit. Partida cu bombonelele preferate de la Utopia, poafterele de 10, tutti frutti, căpșuni și cocos. Știți cum se zice, momeală mare, pește mare, momeală mică, pește mic. Am început direct, am de gând să încerc să selectez un pic de la ultima populare ciortanii mai mari, între 3 și 5. Chiar dacă voi sta un pic mai mult pe trăsătură, sper la ceva mai mare. Avem și primul pește după 2 ore. A rămas repetent cu regen. Colegul din stânga are deja 9, 10. 10 are. El merge pe CMB Krill, eu merg pe Nada Verde. Amestecat cu puțină cânepă. Ce ajutor de nădejde ai? Îi place. Merge! Mănâncă copiii. Îi dai drumul? Nu, are un kil jumate. Are un kil jumate. Pe două. M-am supărat. Ciortan. Am mai intrat un pisuiaș. Se vede cum dă un păr. E mai micuț. Nu aveți cum face. Gata, hai trage-l. Hai, scoate-l tu, da? Să arunc și eu odată la adică asta. Nu costă, ajut. Nu, las că tot și nu. Vezi la vârf, vezi la vârf.
Hai să povestim un pic. Este 12 și un sfert. Peștii cam slăbuți pe zonă pe aici. Activitate cam mică. Ce-i drept, balta e cam plină. Presiunea e destul de mare asupra peștelui. Nu prea îi avem în față. Am reușit de-am scos 3 sau 4 ciortani eu. Colegul din stânga mea a scos mai mult, jur de 11, dar și la el s-a tăiat de ceva vreme. El a pescuit undeva în 50-60 de metri, eu am pescuit prima dată în vreo 70, m-am tras mai aproape, undeva în 55 de metri până în 60 de metri unde pescuiesc în momentul ăsta. Am avut 4 trăsături la interval de 15-20 de minute, cam mult pe trăsătură, dar asta e. Vedem dacă avem vreo prezentare și în apropierea malului. Avem aproximativ 120 de metri până acolo. Sperăm să înceapă și acolo activitatea. Am pescuit cu nada verde eu, colegul meu cu nada de krill din stânga. Probabil și nada a fost mai preferată, cea de krill, apa fiind mai rece. Eu am optat pentru nada asta pentru că, sincer, am vizat și ceva mai mari pești. Mi-am dorit să prind ceva mai mari. La cârlig am pus pelete de 10. Am schimbat mai devreme cu astea de 7 de la Utopia. Iar acum am schimbat din nou, am băgat o peletă de usturoi. Să vedem, poate o ia mai bine pe usturoi, tot de la Utopia. Așteptăm să sperăm să avem activitate mai bună. Poate în timpul ce urmează se mai încălzește și apa, se mai încălzește afară și vor începe să umble și pești. Frumos. Da, e un crap mai frumos ăsta. A dus din malul de vis-a-vis. Cum a dat? A dat frumos sau tot așa apatic? Apatic, a lăsat-o. Stai, ziceai că e de caras. E frumos. Nu l-ai ridicat. Nu. E de lansetele lui, că e mult în stânga și... Nu, a lovit-o safirul tău. Ți-a luat-o și pe alt. Ho-ho-ho, frumos! Lasă-l jos! Bravo! Dă la mine, las că trag. Un crab frumos. Lasă că îl scoatem imediat. Dă-i drum.
Frumos, da. Să venim la colegul acum. David, ia. Ajută-l tu pe Adi. Așa, vreo 5-6 kg. Tot la micropelete de 2. Poate au mai rămas câteva pe metod să se și vadă, dacă mai... dacă ne permite peștișorul. Să-i dai un pic de frână. Nu vreau, dacă nu vreau, ia ușor, cu vârful spre apă. E mare? E bine dacă e mare. Nu și la tine. Ah. Iar te-a... Ușor, dă-i un pic drumul la tambur. Atât. Vezi cu ea în stânga, ia-l pe jos. Da, iară s-a dus peste lanseta lui Adi. Dar tu s-o stai în stânga încolo, zici că... Ușor, ia-l ușor, că o fi mai mare. Tot s-a dus peste aia. Lasă tu vârful spre apă, Adi. Așa. Și mulinează. Așa. E mai îmbrăcat. De-aia face... Tot l-a luat? Ușor. Oh, e frumos, nu? Dă-i drumul un pic. Dar nu vrea. Da, așa. Ăla-i. Bravo, David. E frumos. Micropeleții. Micropeleții, ia uite ce fac micropeleții. N-am venit niciodată așa de mare. Ai văzut ce fac micropeleții. Hai să o... Ia vezi, rezolvă tipul ăsta. We'll be right back.